Urmează două săptămâni cu vreme schimbătoare în Banat și Crișana. În prima parte a intervalului 10-21 aprilie în vestul țării va fi mai cald decât de obicei. În a doua săptămână se va răci semnificativ, apoi vremea va reveni la normal. În prima săptămână de prognoză, deși valorile termice vor varia ușor de la o zi la cealaltă, se vor situa cu mult peste normele caracteristice perioadei. Astfel, temperaturile maxime vor avea medii între 24 și 26 de grade, iar cele minime între 8 și 10 grade. A doua săptămână va debuta cu o răcire semnificativă, dar până la finalul acesteia se vor apropia de norme, condiții în care maximele vor fi de la 10 la 20 de grade, iar minimele de la 4 la 6 grade, mediat regional, probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în intervalul 16-21 aprilie.